Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Tentativă de jaf în Onești. Răfuială într-un bar din Buhuș. Onești, gala învățământului și gala sportului cu bani din sponsorizări. Un incident tulburător s-a petrecut marți 27 februarie în municipiul Onești. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Pe 27 februarie, polițiștii din Onești au fost sesizați de către dispeceratul de monitorizare al unei societăți de pază despre faptul că la un magazin de bijuterii din municipiu a fost acționat butonul de panică. Din primele verificări a reieșit faptul că la data de 27 februarie, în jurul orei 18:50, în incinta unui magazin cu obiecte de activitate, repararea ceasurilor și a bijuteriilor din aur, situat într-un complex comercial din municipiu, ar fi pătruns o persoană necunoscută care ar fi încercat să sustragă bijuteriile din aur. Acțiunea a fost întreruptă de către o angajată a societății care a acționat butonul de panică și a alertat autoritățile. Persoana în cauză a părăsit magazinul și s-a deplasat către o direcție necunoscută. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea situației, de fapt, depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei și dispunerea măsurilor legale ce se impun. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la furt calificat. Se arată în comunicatul IPJ Bacău. Răfuială într-un bar din Buhuș. Pe 23 februarie, polițiștii din cadrul orașului Buhuș au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 32 de ani bănuit de comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Cel în cauză a fost introdus în arestul IPJ Bacău. Din cercetări a reieșit că pe 17 februarie, cel în cauză, în timp ce se afla în incinta unui bar din localitate, ar fi lovit cu un obiect înțepător un alt bărbat de 44 de ani, acesta necesitând îngrijiri medicale de specialitate. În urma administrării probatorului, polițiștii au luat măsura reținerii celui în cauză pentru 24 de ore și l-au introdus în arestul IPJ Bacău. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Ministrul băcăuan al mediului Mircea Fechet a explicat recent că scăderea cu peste 200 de milioane de lei a bugetului programului Rabea Classic se explică prin faptul că autoritățile și-au propus creșterea numărului de mașini electrice pe șosele, pentru că marile orașe au nevoie de aer curat. Așa cum am anunțat și cu alte ocazii, ne propunem ca în fiecare an să luăm o parte din banii de la Rabla Classic și să-i mutăm la Rabla Plus. Cu alte cuvinte, finanțăm mai puține mașini cu combustie internă, diesel sau benzină, și mai multe mașini electrice mai prietenoase cu mediul, ținând cont că avem nevoie și de un aer curat în marile orașe, nu doar de mai multe mașini noi pe stradă. Ține mult de aprobarea bugetului administrației Fondului pentru Mediu. Acum 20 de minute discutam cu colegii despre bugetul AFM-ului. Mâine dimineață la 9:30 din nou suntem la Ministerul Finanțelor Publice, cu speranța că ieșim de acolo cu proiectul de hotărâre de guvern avizat. Dacă acest lucru se va întâmpla, cred că și mâine în ședința de guvern putem să spunem că avem bugetul aprobat. Dacă nu, în cel mai rău caz, va dura încă o săptămână. Cert este că nu pierdem timpul. Am pus în consultare publică ambele ghiduri, atât de la programul Rabla cât și de la Rabla Plus, pentru că odată făcut această consultare publică, așa prevede legislația în vigoare, să avem și bugetul și să putem în primăvară, în martie, mai exact, să lansăm aceste două programe atât de așteptate de români. Și da, printre cele mai vechi totodată. Există o procedură întreagă. Dealerii se înscriu în platforma AFM-ului. Există un proces
birocratic, dar el va dura zile sau săptămâni, în niciun caz mai mult, ceea ce înseamnă că românii vor putea cât mai repede să se înscrie în platformă și să beneficieze de voucher. N-aș vrea să dau un termen acum de care să nu fiu sigur că ne putem ține, dar ceea ce vă pot promite, atât dumneavoastră cât mai ales românilor, este că nu pierdem nicio zi. Cu alte cuvinte, în ziua în care se epuizează termenul de 10 zile pentru consultare publică, trecem în faza următoare. În momentul în care avem bugetul AFM-ului publicat în Monitorul Oficial, trecem în faza următoare și așa mai departe, pentru că ne spun atât producătorii autohtoni, cât și importatorii de mașini și dealerii, că există o așteptare. Lumea stă pe loc, acum nu-și cumpără mașină, preferă să mai aștepte o perioadă pentru a beneficia de program, timp în care showroom-urile au cheltuieli cu angajații, cu cheltuieli de funcționare și încercăm să ne grăbim cât mai mult. Cel târziu. În niciun caz nu ne propunem să ne prindă vara fără programele Rambla. În mod tradițional, ele încep în primăvară. Că exact. E în luna martie sau în luna aprilie, mă refer la epuizarea tuturor procedurilor din aceste două programe, pot să spun că nu pierdem timp. Acestea sunt limitele maxime propuse în draftul de ghid pe care l-am pus în consultare publică. În măsura în care vom constata că, ca urmare a feedback-ului din piață, ca urmare a tuturor obiecțiilor transmise de către importatori sau de către producători, va trebui să modificăm aceste valori. Bineînțeles că vom lua decizia în consecință. Aici discutăm despre programul Rabla Classic în prima parte a acestei liste. Adică termic și GPL? Da, la care se adaugă niște ecobonusuri. După cum știm, la Rabla voucherul ne propunem să rămână 7.000 de lei. Pentru două autoturisme casate vorbim despre 10.000 de lei și pentru anumite ecobonusuri care țin de emisii mai scăzute sau care țin de tipul de combustibil. GPL-ul este punctat suplimentar sau tehnologia hibridă, atunci, bineînțeles că pe hârtie cel puțin putem să ne așteptăm și la sume mai mari ce urmează a fi decontate prin program. Minim pentru o mașină cu motor termic ar fi o subvenție, dacă ai desigur o mașină la schimb de casat, ar fi 7.000 de lei. 7.000 de lei, da, cât 10.000 de lei dacă sunt două mașini. Care este vârsta? Cât de vechi pot fi mașinile casate? Nu rețin exact. Însă, era 10 ani? Însă știu că e un număr suficient de ani cât să se justifice înnoirea acelei mașini. În niciun caz nu ne propunem să casăm autoturisme cu o vechime de 2-3 ani sau mai mică. Ele trebuie să fie rable, în adevăratul sens al cuvântului. Nu cred că există astfel de condiții. Scopul însă este acela de a scoate mașinile din circulație. Cu cât sunt mai vechi acele mașini pe care le scoatem de pe străzile din România și le înlocuim cu altele mai noi, obținem beneficiul pe care îl urmărim. Dacă o mașină e transformată în poiată de găini, ca să fac o glumă, nu există niciun beneficiu de mediu, că ea va fi înlocuită cu un autoturism de ultimă... Și în cazul acelei mașini, ultimă, care este doar o carcasă? Cred că trebuie să existe niște elemente minime pe fiecare mașină pe care o ducem la un centru de colectare sau de tratare pentru vehicule scoase din uz. Dar astea sunt niște detalii tehnice pe care colegii mei de la AFM le definesc în fiecare an pentru fiecare program Rabla. Este important însă de spus că prin PNRR ne-am asumat ca până la sfârșitul anului 2026 să scoatem de pe străzile din România
un sfert de milion de rable. Iar în sensul, inclusiv prin acest program. Iar în sensul celor precizate în PNRR, rablele respective sunt mașini mai vechi de 15 ani. Vă dați seama, ideal ar fi ca persoana în cauză să dorească să își schimbe mașina. Pe de altă parte, dacă mai are și un vecin care poate are rabla, însă nu dorește să achiziționeze o mașină, eu cred că statul român își îndeplinește scopul, respectiv acela de a scoate o mașină veche din circulație și de a o înlocui cu una nouă. Oneștiul se pregătește de două evenimente de excepție. Este vorba de Gala Învățământului și Sportului, evenimente care vor aduce în prim plan excelența și dedicarea tinerilor din comunitate. Joi 14 martie de la ora 10 se va desfășura Gala Învățământului, iar vineri 15 martie la aceeași oră Gala Sportului. O noutate importantă în acest an este abordarea legislativă care nu mai permite premierea olimpicilor național și internațional din bugetul local pentru participare. Cu toate acestea, organizatorii au găsit o soluție ingenioasă prin implicarea sponsorilor, evidențind susținerea comunității față de excelență. Două firme locale din Onești s-au angajat să asigure contravaloarea premiilor, însumând aproximativ 60.000 de lei. Gestul lor generos nu numai că onorează realizările tinerilor olimpici, dar subliniază importanța parteneriatului între sectorul privat și educație. Locul de desfășurare al evenimentelor este Cinema Capitol și promite să aducă un aer special și o atmosferă de sărbătoare, unde elevii și sportivii vor fi aplaudați pentru eforturile lor remarcabile la scenă deschisă. Este un prilej de bucurie și mândrie pentru întreaga comunitate care se mobilizează pentru a recunoaște și încuraja viitorul promițător al tinerilor talentați. Gala Învățământului și Sportului din Onești devin un astfel de manifest al solidarității și susținerii pentru excelență, cu speranța că aceste evenimente vor continua să inspire generațiile viitoare. Bine, știți, acest proiect a demarat în anul 2013 cu premierea olimpicilor, din care ne amintesc, în 2012. Este un proiect de suflet pe care l-am inițiat la acea vreme, care an de an a fost îmbunătățit, iată că și astăzi, în urma constatărilor că au apărut între timp alte olimpiade, alte, chiar și alte materii, aici mă refer la limba rusă, care n-a fost prinsă în regulament, astăzi îmbunătățim acest regulament. Împreună cu directorii instituțiilor de învățământ am stabilit data realizării Galei Învățământului. Va fi pe 14 martie la ora 10 la Cinematograful Capitol. Profit de această ocazie pentru a vă invita să fiți prezenți, să-i aplaudăm la scară deschisă pe cei care într-adevăr... Da, unde plecat? E un discurs, dar eu l-ascult și așa. Da. După cum știți, am discutat pe tema premierilor în urmă cu o ședință, când am vrut să modificăm regulamentul, numai că atunci l-am retras pentru că nu puteam schimba regulile jocului în timpul jocului. Nu avem legislația în acest an, nu ne permite să acordăm premii la participanți, doar pentru participare, ci doar pentru distinții. Între timp, așa cum am promis în acea ședință, am identificat sumele necesare din sponsorizări pentru a ca acești tineri meritoși să primească ceea ce merită, atât ei, cât și cadrele care le-au instruit, vor primi premii exact conform vechiului regulament și actualului regulament, care nu poate fi aplicat sumele din regulament. Profesorii vor primi jumătate din suma care se acordă elevului. De asemenea, profesorii vor cumula premiile dacă au mai mulți elevi. Aceste premii extra, care nu vin din bugetul local, ci din sponsorizări, se ridică undeva la 60.000 de lei. Bani care vor fi acoperiți, după cum v-am spus, din sponsorizări. Mulțumesc. Dacă am și încerc scuze că am sărit încă un lucru foarte important. Pe data de 15 a fost stabilită Gala Sportului Oneștean. De asemenea, vă invit să fiți alături de sportivii noștri, cei care
aduc plus valoare comunității noastre și ne reprezintă atât de frumos la nivel chiar și mondial în curând. Unde are loc ala sport? La tot la cinematograf Capitol, tot la ora 10, numai că este pe data de 15. Am stabilit, prima dată am stabilit cu directorii, aș fi vrut să le facem în acea zi, dar din discuțiile cu doamna Ingrid, doamna director Ingrid, a spus că îmi vine mai ușor pentru sportivi să fie vineri gala și atunci am rupt-o în două zile. Va fi joi, va fi pe 14 gala învățământului Oneștean și vineri pe 15 gala sportului Oneștean. Mulțumesc și le mulțumesc sportivilor și elevilor pentru cinstea care o aduc comunității noastre și le urez mult succes în continuare. De altfel, în cadrul ședinței Consiliului Local, consilierul liberal Elena Pașcua Păvăloaie, președinta de ședință, i-a sugerat primarului Oneștiului Victor Laurențiu Neghină să ia în calcul premierea doar cu diplome a elevilor participanți la concursurile școlare similare olimpiadelor. Și eu un piculeț cu o sugestie, chiar dacă nu avem prins în regulament acum, sper ca anii viitori să reușim să facem o modificare sau în perioada imediat următoare să reușim să facem o modificare, în așa fel încât să putem premia și copiii care participă, dar și pe cei care au distinții la concursurile școlare naționale și internaționale, pe lângă olimpiade. Și acum urmează dumneavoastră să apreciați, aș sugera ca la evenimentul pe care îl faceți pe data de 14 martie, măcar câte o diplomă, în urma discuțiilor pe care le veți purta cu conducerile școlilor, să dăm câte o diplomă pentru participare la aceste competiții, adică să se simtă și copiii aceia bine și să fie aplaudați de părinți, pentru că au depus totuși un efort, chiar dacă n-au luat premii, n-au luat premiile 1, 2 și 3, cred că și participarea e foarte importantă și mai sunt și copii care au luat distinții la concursuri naționale, concursul Ana Planeleana, spre exemplu, care e un concurs renumit la nivel la limba și literatura română. Cred că în urma discuțiilor pe care le-ați purtat cu directorul am putea face și câte o diplomă ca să recunoaștem meritele acestor copii. Primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină a explicat că a purtat deja discuții cu directorii unităților de învățământ despre situația semnalată. Am avut discuții cu directorii inclusiv pe această temă. Într-adevăr, la RAM gimnazial anumite materii nu au olimpiade, ci doar concursuri. Singura problemă este care urmează la propunerea tot la fel reprezentanților instituțiilor de învățământ să vedem care concursuri sunt echivalentul olimpiadei, pentru că se fac foarte multe concursuri. Acum sunt zeci de concursuri. Sunt pe o materie 5, 6, 7, 10 concursuri. Trebuie să vedem care este finanțată și care ține într-adevăr locul. De exemplu, știu, eu sunt direct implicat, fiica mea merge la un concurs de biologie care e cumva olimpiada, dar este concurs. Da, știu. Știu situația, o vom reglementa cu siguranță și trebuie să o reglementăm cât se poate de repede, pentru că după aia nu mai putem schimba, o să ne, la anul ne trezim, sau la finalul anului ne trezim în aceeași situație și nu, că nu mai putem. Am avut discuție cu reprezentanții instituțiilor de învățământ și imediat în perioada următoare aștept propunerile din partea directorului să ne spună care este exact concursul în care înlocuiește olimpiada, pentru că nu putem să înlocuim olimpiada cu 5 concursuri. Și acelor copii să le facă distinție și să-i dacă cu siguranță, da. Și aplaudăm, cred că cu siguranță, da. Normal ar fi fost într-adevăr să-i și premiem, dar am fost luați până pregătite cu treaba asta și dar o vom reglementa, așa cum am spus, de la an la an am încercat să îmbunătățim, să eliminăm erorile și să fie această premiere cât mai corect făcută și să acopere într-adevăr toți elevii meritoși. Mulțumesc! Într-o atmosferă plină de recunoștință, emoție și apreciere, comunitatea din Onești a celebrat luni 19 februarie impresionanta aniversare a profesorului și poetului Constantin T.H. Ciobanu, la vârsta de 85 de ani și după 60 de ani de activitate culturală dedicată orașului. Constantin T.H. Ciobanu a fost sărbătorit printr-o festivitate de excepție organizată de Fundația Națională George Călinescu și Rotary Club Onești într-un cadru restrâns. Cu toate că evenimentul a avut un caracter restrâns, iar sărbătoritul nu a fost prezent din motivul
motive de sănătate, totuși acesta a transmis un mesaj filmat din confortul casei sale, exprimând recunoștința pentru susținerea continuă a comunității și pentru continuarea inițiativelor sale culturale. Mesajul său a fost plin de înțelepciune și emoție, reflectând parcursul său bogat în activitatea culturală și comunitară. Stimați colegi, prieteni și vechi colaboratori, vârsta la care am ajuns îmi impune datoria de a vă adresa câteva cuvinte, deocamdată în ipostaza aceasta de suferind cu unele inevitabile, să zicem așa, încercări ale vârstei și ale timpului și, să o mai adaug și pe aceasta, ale timpurilor. Îndatorirea mea se îndreaptă în primul rând către cei care au avut curajul, responsabilitatea, puterea de speranță să fie continuatori ai modestelor mele inițiative și în felul acesta datoria este dublată de datoria mea. Este dublată de speranța că ne vom găsi, vă veți găsi mai ales, într-o adevărată bucurie, satisfacție a unei împliniri. Doamna profesor doctor Emilia Boghiu, președinte executiv al Fundației, a alcătuit un substanțial excurs bibliografic despre mine, și am văzut acolo că a făcut-o ca un adevărat continuator. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 29 februarie, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei ajunge până la valori de 12 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 3 grade Celsius. Vineri 1 martie, vremea se menține rece, cerul va fi noros, maxima zilei nu trece de 11 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 3 grade Celsius. We'll be right back.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.